Domnul și domnul consilier, după cum bine cunoașteți, a fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 72 din 11 februarie, domnul primar, pe ordinea de zi fiind trecute 5 proiecte de hotărâri și un raport al domnului primar. După cum am anunțat înainte, lipsește domnul Serian, domnul Dumitru Popescu. În urmare, ședința este legal conținută și își poate desfășura la lucrări. Dacă nu mai sunt discuții cu privire la proiectul ordine de zi, îl supun aprobării. Cine este pentru? Odată cu materialul ședinței, vă pot sumăna procesul verbal al ședinței anterioare, cel din 21 ianuarie. Dacă sunt discuții, comentarii și privire la conținutul acestuia, dacă nu sunteți, supun aprobării. Ca la fiecare ședință, vă atrag atenția să respectați prevederile din codul administrativ care reglementează situația alesului local aflată în conflict de interes, iar dacă vă consideră un interes personal în vreo problemă supusă de spartelile astăzi, vă rog să anunțați în vederea consemnării procesului verbal. Sunt discuții, nu sunt. Prin urmare, dau cuvântul doamnei președinte de ședință aleasă, doamna Maria Marcica. Mulțumesc! Bună seara! Trecem la primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiție, reabilitare, clădire de grădiniță numărul 3, Oituz peste Vale, comuna Oituz, județul Bacău. Dau cuvântul președintelui de favorabil. Comisie, favorabil. Avem amendamente, discuții? Vă rog, doamna Costu. Domnul primar, avem aici dat suprafața construită existentă, suprafața construită propusă, dar concret, în ce constă această reabilitare? Aici avem suma întreagă, avem consolidarea clădirii, acoperiș, geamuri, uși, grup centrală, grup sanitar, tot, reparație capitală. Reparație capitală la toată școala, deci toată școala va fi acoperită. Da. Este aceeași situație ca la Poiana Sărată. Da. Dacă avea propunerea Sărată, în ce stadiu mai dă drumul? Urmează să se scoate la licitație. S-a depus documentația pentru obținerea autorizației de la ISU. Și când se eliberează, vom scoate la licitație. Dacă nu faci acum școala, la Poiana Sărată, nu ce-ar nu să mai faci școala aia? Și păcați-o pe 1 milion de lei. Nu se va pierde, se va scoate la licitație. Nu, 1 milion de lei ca care l-am venit, dar pe de leam. Tot ce tu știi de la Ministerul Dezvoltării pentru banii așa. Nu se va pierde nimic, se va scoate la licitație și vom urmări după aceea la execuție. Deci acolo la fel, tot. Consolidare, acolo e mai grav problemă. Domnul primar, văd că din întreaga sumă, 632.000 vin de la bugetul de stat, de la guvern, de la PNDL2. Dar ar trebui să se spună. Niciun proiect, niciun referat, nu trebuie nimic sursa de unde vine de la stat. Dar asta ar trebui să le știți că au fost și SF-urile de atâtea ori am actualizat. Asta e a treia oară. Acum se actualizează din cauza că n-au fost trecute în proiect normele ISU. Astea care au găsat ISU, nu? Da. Apoi, mulțumesc. Da, atunci, dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației pe anul 2020 a redevențelor și chirilor din contractele ce vizează bunuri aparținând comunei Oituz. Dau cuvântul domnului președinte de la Comisia Economică Edine, de la Comisia Economică de Agricultură, s-a vizat. Da? Și punem la amendamente, dacă aveți discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? O abținere. O abținere? O abținere? Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea UAT Comuna Oituz în sistemul național electronic de plată online a impozitelor și taxelor. Domnul președinte de Comisie Economică. Favorabil. Favorabil. Avem discuții, amendamente. Dacă nu avem, supunem la... Aveți discuții? Deci, vă rog. Acest proiect a mai fost supus dezbatere și în luna noiembrie. Atunci, printr-o hotărâre, deci cu proiectul a fost dat și o hotărâre, comisionul a stabilit că era plătit de
de către contribuare. Acum văd cum au făcut acolo și nu s-a aprobat, va fi de luat ei, respectiv de luat ei, cum am văzut. Și am văzut aici și motivația. Deci Banca Comercială Română, din câte văd aici în raportul de specialitate, nu a acceptat ca acestea să fie plătite de contribuare și de luate. Pe această cale vreau să mulțumesc lui doamna Dușcă Nicoleta pentru raport profesionist și transparență totală. Mulțumesc! Bănci, în general, nu iau comisiuni de la nicio persoană și unul când cumpărați cu cardul, nu vă ia comisiuni de la noastră. Și spuneam la domnule și cealaltă motiva mea era seama la noi, de atunci. Era un plan să facem această treabă. Codul fiscal. Nu mă să-i la cetățeanță, e la primărie. Codul fiscal, după cum ați citit și în noiembrie, oferă trei posibilități. Da. Pe partea cealaltă la bănci nu este reglementat în concordanță cu codul fiscal. Noi am început procedura, de a identifica o bancă care să încheie convenție cu ATO-ul plus. Niciuna nu percep comisiuni de la persoane fizice sau juridice, de la contribuabile în speță. Atunci am venit din nou cu proiectul pentru a corecta și să ajungem la o finalitate. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Mm. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării dreptului de utilizare a unui teren din domeniul public al apelor în scopul realizării obiectivului de investiție, extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oltuz și Marginea, mărire capacitate sursă de apă. Domnule președinte al Comisiei Economice, favorabil. Cineva i-a făcut amendamente? Vă rog, domnul Apostol. Domnul, trenul care va fi construit pe albia râului, Leșuțul Mare, este, bănesc, în apropiere de trenurile actuale. Nu. Este cu totul altă locație. Este cu o altă locație care se află în domeniul apelor române. Da. Prin acest proiect se cere un mandat pentru a semna un protocol cu apele române, astfel încât să putem face investiția. Adică să nu ajungem din nou în situația că nu e terenul nostru. Da. Și nu la putem. La unui teren de suprafață de cât? Pe unui teren, la suprafața? Păi nu este stabilit. Nu este stabilit, dacă nu este stabilită suprafața. Este cu titlu gratuit și nu se plătește nimic, indiferent de suprafață. Suntem aproape exact cât avem. Păi da, dar n-am de unde să știi pe ce suprafață o să ne dea dreptul de utilizare a apelor române. Și pentru a nu ne invoca, veneam iată modificare la proiect în situația în care, eu știu, e considerat că e mai mică sau prea mare suprafața. Ăsta a fost considerentul. Asta eu zic, proiectul se trebuie completat cu suprafața, pentru un teren. Nu că noi solicităm acordarea dreptului de utilizare și ei ne acordă pe o anumită suprafață. Noi solicităm acum să dăm un mandat de fapt domnului primar, să poată să se plece. După care domnul primar o să poată discuții cu primar. Să mai vin cu un proiect de hotărâre. Nu se mai vine. Suprafața poate fi trebuit un protocol încheiat într-un acte urgent și varză. Mai sunt discuții pe această temă? Pentru că protocolul este un regulament cadru care se discută în funcție de situație. Dacă noi acum stabilim niște parametri, dacă nu constatăm pe parcurs că nu corespund, trebuie din nou să facem proiect de hotărâre. Pentru a evita să nu pierdem timpul, se va discuta cu apele române în funcție de date. Domnul primar, proiectul mare extindere de canalizare de comuna Oltuz. Ați luat în cadru, v-ați gândit la varianta să mergem pe porțiuni, să facem unde avem extindere de apă în satul Marjaș Călcăi, să facem și extinderea de canalizare? E necesar. Este tot necesar. Conducta de apă trebuie și canalizare. Legislația nici nu ne mai permite să facem apă fără canalizare sau canalizare fără apă. Deci, automat, va trebui să mergem în paralel. Doamne, tu. Gata, mulțumesc. Da, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru?
în unanimitate. Mergem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii distribuirii extraselor din amenajamentul pastoral pentru pașitele de pe raza comunului Tuș, județul Bacău. Domnul președinte de la favorabil. Comisia de Agricultură, favorabil. Avem amendamente, discuții. Ia cineva cuvântul? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumesc tare mult. La punctul 6 avem un raport. Raport privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrative teritoriale pe anul 2020. Dacă avem discuții și amendamente pe această amendamente, discuții, dacă nu, atunci trecem la diverse. Cine pasează cuvântul? Domnul, da? Spuneți, domnul apostol. Domnul, la nivel de primărie există un proiect pentru protecție de ordine satul Marginea, zona Corcoran 2. Mai repetați o dată, nu am auzit. În satul Marginea. Da. Deci, la nivel de primărie există un proiect construit de port în satul Marginea, în zona Corcoran. Deci, intersecția ulița cu drumul principal de aducere către școală. Deci podul la care eu, când vin la școală, îmi compăr pe ulița, nu știu pod, dar podul este zona proformată. Și ar vrea să știu dacă aveți în atenție în buget să-l prindeți, să-l faci pe ulița. Nu, deci am discutat până acum, nu. Cred că am mai zis și la alte ședințe. Principalul obiectiv ar trebui să fie să închidem proiectele actuale care sunt în număr de 7. Zilele trecute, sau cu vreo, nu, săptămâna trecută, domnul Pascu de la investiție mi-a făcut un referat. Valoarea totală se ridică la 10 milioane. 100 de miliarde lei vechi. Dacă mai încăpem și cu alte investiții noi în momentul de față, le facem cu drag. Vorbim de anul ăsta, domnul Bără. Și dacă vorbim, în buget pe anul trecut a fost prins bani pentru reabilitarea tribunului stadion și înlocuire scaune distruse. Am discutat la nivelul primării, intenționăm să le reparăm. Vedem. Dar cu materiale noi de la noi sau achiziționăm, noi că analizăm cum este mai convenabil ca preț. Da. Și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că am văzut înțelegere și se bucură și copiii din satul Marginea cu transport școală. Mulțumesc. Să știți că n-a fost ușor. De asta am și insistat, pentru că am venit și eu și am vorbit cu doamna de limba. Și mi-a spus, căutați în oameni soluție. Mai dorește cineva să ia? Ca noutate vă zic că și școala numărul 1 solicită microbus pentru transport elevi. Am rugat-o pe doamna director să ne facă o situație cu elevii care au nevoie de transport. Când avem bugetul, discutăm. Ca soluție alternativă a fost propunerea din partea lor să închiriem un microbus. Costurile se ridică undeva la 60.000-70.000 pe an. Așa nu, pe an. Pe an. E undeva 300 de lei pe zi. Dar asta va urma să discutăm la aprobarea bugetului. E o soluție doar în cap. Este. Trebuie să vedem în ce renunțăm, de unde scoatem bani în plus. Dar microbusul care este nu mai e compatibil pentru transport elevi. Ăla nu mai e microbus și nu pentru elevi, în primul rând. Este depășit. Nici măcar nu mai are scaunele la momentul de față. S-a cărat motobombă din toate cu el și noi... Da, la o plin ceva cu canalul. Da. Nu e siguranță să transportăm. Mai sunt alte discuții? Domnul Marta, am avut debarat cu trei cu... Cu autobuz ceva. Da, da. Nu? Ce-am avut? Pentru... S-a solicitat un microbus de la... De la Bacău, de la... Inspectoratul Social. Da. Și cum să știi, nu s-a dat. Nu s-a dat niciun răspuns? Sau nu s-a dat? Nu s-a dat. Mai trebuie să luăm până. Da. Este regulă de la grădiniță, de la numărul 1, care s-a făcut acum, trebuie de colmatată. Spre Gățman? Da. Spre Gățman, trebuie de colmatată.
Am înțeles că în procesul administrației, doamna Blaj s-a discutat că trebuie o parcare. Așa e? Parcare în fața școlii. Doamna Blaj. La Consiliul Școlii, dacă ați să discutați între asta. Ah, cu colega de aici, nu știam că mă gândeam la cadre. Nu, eu vreau să spun că acolo este închisă parcare. În dispoziție care s-a făcut în toamnă, cu drumul care se lucrează acolo, cu șanțul până la stradă, s-a prins parcare. 33 de metri, de la Corina Drăghiș până la Poarta Mare. Chiar de la când este parcare, se va ridica gardul peste șanțul la mare, se va, de tot se va face parcare, ca într-adevăr acolo. Sunt foarte se va amenaja o rigolă, dar nu cu destinație de parcare, adică sigur nu are destinația asta. Păi nu, cu o rigolă, dar acolo pasă, tragă mașinile ca să fie... Da. Domnul, aș vrea o problemă. La jitării, la existența Comunului Național, imediat o dată în gola care vine de la margine și intră în rigola care aici la Comunul Național, acolo este rigolă, dar nu este acoperit. Noaptea este pericol și pentru că e tot... Ce nu este? Nu e acoperit. Nu, a fost tălea proiect. Că avem evenimente la centire, vă rog frumos o zi înainte să veniți să faceți curățenie acolo. Era miserică când am fost pe... Da, am coroană din 1 decembrie și acum sunt spatele monumentului. Păi știți ce se întâmplă? Din ce am văzut eu, cred că părintele sau pune niște oameni, pe timp de noapte se ascund și dimineața se pune în față ca să fie frumos. Ca să nu se fure. Ca să nu se fure. Din păcate, dacă vreți, puteți să urmăriți. Eu am urmărit. Plecând mai pe întuneric acasă, mai aruncam ochii în dreapta. Și nu erau coroane. Din dimineața când mă făceam, coroane sunt din 1 decembrie acolo în spate. Cei care le-am pus noi pe 24 sunt în față. Deci o să le spate un moment. După toate momentele, dar nu mai găsit și mai repede 10 minute, am băgat să-i curat acolo. Era mai fost și alte zile, dar nu mai spune acolo. Da. Păi și noi la administrația la biserică, ce spune? Noi la administrația noastră, la noastră. Dar acolo încă o... Vă dau un sfat, chemă și preotul catolic când facem evenimentul de-astea. Așa că... Dacă poate să vină la vreo 11:30, când se face... N-a fost anunțat. Da. De câte ori a fost anunțat până acum? Să fim serioși. A fost anunțat. Unul la 100 de ani. În 2008. Despre deci, e zic, cel puțin de ce știu eu. A fost singura dată când a participat. Da, ca să... Eu vorbesc din ce știu eu, de când am fost o consilier. De când am fost o consilier. Am luat părintele catolic, a participat la alții evenimente de noi toți. Da. Am participat și eu. În mandatul trecut, noi consilierii n-am fost invitați niciodată. A, da, 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 ședințe, cum să... Nu ne-ați invitat mai niciodată, niciodată, niciodată. Mergeați numai dumneavoastră. Și noi v-am invitat. Foarte bine, mă mulțumim. E bine atunci. Spuneți-mi dacă mai sunt disfățită de noi. Mai bine. Dacă nu, încheiem ședința. Vă spun o seară frumoasă și mulțumesc pentru că ați participat. Mulțumim.